Flavius Roșu și-a lansat candidatura pentru încă un mandat de primar al comunei Șag. Acesta este candidatul Alianței pentru Șag. M-am urcat astăzi pe scenă cu emoții mai mari ca și în 2016. Și știți de ce? Pentru că în 2016 nu eram așa mulți astăzi aici. Eu o să încep prin a vă aplauda și să vă aplaudați voi pe voi, pentru că sunteți astăzi aici. Flavius Roșu candidează pentru al treilea mandat. În funcția de primar, în ultimii 8 ani, edilul, alături de echipa sa din Consiliul Local Șag, a investit în dezvoltarea comunei. Cel mai mare sprijin însă, spune Flavius Roșu, l-a avut din partea lui Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, și lui Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților. Unul dintre ele se află aici, în spatele meu. Este vorba de sala de sport finanțată de Compania Națională de Investiții. Altă investiție majoră, susținută din fonduri guvernamentale, construirea grădiniței, modernizarea ei, asfaltarea drumurilor, care am reușit în zona mănăstirii, peste 5 km de drumuri asfaltate. Iar cel mai mare și important proiect finanțat din fonduri guvernamentale, susținut, și credeți-mă când vă spun susținut, acest proiect este al doilea proiect în județul Timiș ca și valoare, finanțat din fonduri guvernamentale, extinderea rețelei de apă și canalizare în zona mănăstirii și pe străduțele care au rămas fără apă și canal în Vatra Veche. După 2 mandate de primar, Flavius Roșu se laudă cu proiecte record. Am investit foarte mult în infrastructura rutieră, am asfaltat drumuri, am pietruit drumuri, am modernizat străzi, am realizat trotuare în Vatra Veche, acum începem construirea unei piste de biciclete, am introdus rețeaua de apă și canal în Vatra Veche, așa cum v-am spus, urmează zona mănăstirii, în următoarele săptămâni începem efectiv lucrările. Am investit foarte mult în infrastructura școlară. Avem, așa cum v-am spus și doamna inspector școlar general, o școală modernă, o grădiniță modernă. Am oferit copiilor tot ce este mai bun, pentru că și eu am 2 copii care sunt la grădiniță aici în Șac și vor rămâne și la școală. Le-am oferit terenuri de sport. Am amenajat 3 terenuri de sport, unul dintre ele chiar în curtea școlii. Am modernizat baza sportivă. Toate aceste lucruri pentru a le avea copiii noștri. Flavius Roșu își dorește în continuare dezvoltarea comunei Șac.